doar o lună înaintea alegerilor prezidențiale, un sondaj de opinie realizat de Biroul de Cercetări Sociale pentru Newsweek România sugerează că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ar fi favoriții pentru turul al doilea. Rezultatele sondajului pentru primul tur prezidențial sunt următoarele. Marcel Ciolacu, PSD, 23,4%, Nicolae Ciucă, PNL, 17,1%, George Simion, AUR, 16,1%, Elena Lasconi, USR, 14,7%, Mircea Joană, independent, 10%, Cristian Diaconescu, independent, 7,2%, Kelemen Aner, UDMR, 4,6%. Aceste procente subliniază o competiție tot mai intensă între PSD și PNL, în timp ce susținătorii altor partide, precum AUR și USR, adaugă și mai multă imprevizibilitate rezultatului final. De asemenea, în sondaj s-au analizat și preferințele pentru alegerile parlamentare programate pe 1 decembrie 2024. PSD conduce cu 31%, urmat de PNL cu 20,5%, AUR cu 17,6%, USR cu 16,5%, UDMR cu 6,5%. Aceste rezultate sugerează o fragmentare a preferințelor și indică necesitatea unor alianțe pentru o guvernare stabilă. Rezultatele confirmă o dinamică în schimbare în preferințele alegătorilor și pregătesc scena pentru o campanie electorală tensionată cu impact decisiv asupra viitoarei guvernări.